La acestui moment, polițiștii au fost solicitați în această dimineață la un scandal, la un restaurant de tip fast food. Aceștia au fost solicitați pentru că un bărbat a fost recalcitrant, nedorind să poarte mască pentru a se proteja. Înțelegem că polițiștii deja au identificat această persoană, iar în urma discuțiilor purtate, bărbatul pe care îl avem deja și în imagine, le-a adresat expresii jihnitoare și a avut și o atitudine sfidătoare la adresa acestora. Înțeleg că este vorba despre doi deputați. Da, doi deputați. Ne dă detalii însă despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre sancțiunile pe care le-au primit colegul nostru Andrei Grigore. Andrei, te ascultăm. Da, bună dimineața, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, este vorba despre doi deputați PSD care finalmente au fost și amendați, unul cu 1000 de lei, altul cu 1600 de lei. Practic, așa cum a spus și voi, polițiștii au fost solicitați la un restaurant de tip fast food seara trecută din sectorul 2. Au fost solicitați să intervină pentru că, practic, un bărbat aflat în interior refuza să poartă mască și avea și un comportament recalcitrant. Ajungând acolo, oamenii legii l-au găsit pe respectivul, l-au identificat și a observat că lângă el practic se mai afla cineva, era însoțit de cineva care manifesta același comportament, spun polițiștii. Astfel, iată, au reușit să stea de vorbă cu ei, deși, repet, erau recalcitranți, au amendat într-un final și surpriza cea mai mare, iată, vine acum când aflăm că este vorba despre doi deputați PSD. Foarte interesant, poate, de ce își doreau aceștia sau manifestau comportamentul respectiv refuzând vehement să poarte mască, poate erau distrați sau poate, cine știe, pur și simplu erau se simțeau cumva în putere de a face acest lucru, datorită funcției. Rămâne de văzut acest lucru, sunt doar speculații la acest moment. Cert este că au refuzat să poarte mască și au fost amendați. Da, așteptăm mai multe date legate de ceea ce s-a întâmplat acolo. Andrei, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Mergem mai departe acum.